Mai țineți minte când ați urcat prima oară pe scenă? Da, mi-amintesc. Aveam 7 ani. Eram în clasa întâia și atunci a venit învățătoarea mea și mi-a dat să cânt un cântec. Mi-a spus, tu cânti un cântec la sfârșitul anului. Așa era, treceam în clasa a doua. Și atunci eu am pregătit un cântec din repertoriul Ilenei Constantinescu, Mărioară de la Munte. Deși eram de la Munte, asta auzeam eu la radio, că aveam un aparat de radio mic, portabil, cumpărat de tata, din Baia de Aramă, de la un magazin. De acolo era singurul magazin. Și se difuza pe posturile de radio muzică populară. Și erau doar câțiva interpreți. Ileana Constantinescu, Maria Lătărețu, Maria Tănase, Ion Luican, generația veche, Maria Ciobanu, apoi Irina Login, Ion Dolănescu, dar iată că mi-a plăcut cântecul ăsta, Mărioară de la Munte. Nu aveam atunci în zona noastră de nord a Mehedinților un reprezentant care să aducă în fața publicului modul nostru de a cânta din Mehedinți. Cântau rapsozii de acolo, dar nu ajunsese nimeni să facă înregistrări sau un specialist care să, în timp, să poată să facă această zonă cunoscută. Și de aceea m-am canalizat spre Ileana Constantinescu. Am avut succes extraordinar. Eram timid, dar nu eram mulțumit de mine, niciodată. Nu erau stații, se cânta fără stații, se cânta fără acompaniament, trebuia să ai ritmul în sânge. Timpul a trecut, am crescut mai mare, tovarășa învățătoare pe vremea aceea era domnișoară Maria Popescu, după aceea s-a căsătorit Maria Surdei, acum este pensionară și o salut și mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, pentru că în primul rând mi-a pus creionul în mână și m-a învățat să fac liniile și punctulețele și apoi cifrele și literele. Acum a trecut timpul și m-a pus ca șef de clasă, vă dați seama, la compartimentul muzică, la ora de muzică, eu eram cel care dădeam tonul. Da, și îl dădeam bine. Cine, în afară de doamna educatoare, din familie v-a încurajat cineva sau care a fost omul care v-a susținut pe calea asta? Tata nu a cântat niciodată. El vorbea foarte puțin și la obiect. Nu era... Vorbea exact ceea ce trebuie. Mama a fost mai vioaie. Ea a cântat frumos, dar întotdeauna a cântat singură. O surprindeam așa, cânta pe ascuns. Avea voce frumoasă, dar la noi în neamul nostru s-a ridicat foarte repede, cam pe la 32 de ani, cam așa, marele nostru rapsod, Tezaur Viu, Domnica Trop, din zona noastră de nord a Mehedințului, verișoară primară cu mama mea, a venit, a fost chemat aici la Institutul Etnografic și Dialectologic, în București, a făcut înregistrări, iar după aceea mulți dintre cântăreții mari de pe vremea aceea i-au ascultat piesele și le-au cam luat și le-au cam mutilat. Că așa era atunci la modă, tot ce prindeai, ce auzeai, luai și pentru că tu aveai pâinea și cuțitul în mână, tu împărțeai. Dar iată că timpul a fost acel meșter mare care a cernut peste ani și s-a ales
grâul din Neghină și iată că această domnica Trop a ajuns să fie cunoscută și să facă zona de nord a Mehedințului foarte bine cunoscută prin interpretare vocală a doinei noastre, prin cântecul tras, cântecul lung și prin cântecul de lume. Acum, la mine în familie v-am spus că nu a cântat nimeni decât mama. Mie mi-a fost drag de când eram mic. Ascultam toți cântăreții. După domnica Trop a ieșit Angelica Stoican, ea fiind din altă comună, vecină comunei noastre, Izverna, la fel cu un talent deosebit, fiind și la liceu teoretic, a fost profesoară de meserie, a intrat în altfel de lume, lumea bună, și atunci au canalizat-o spre a duce în față tot ceea ce este bun. Pentru că, vedeți dumneavoastră, diferența între rapsod și interpretul de muzică populară este mare. Rapsodul rămâne în localitate, nu părăsește zona, iar el este cântărețul care petecește cântecul. Nu-l știe chiar cap-coadă pe el, dacă îl întrebi, îți spune, da, mi-amintesc, și-și amintește linia melodică și o strofă de la alt cântec. Și iată că le îmbină, le face, deci are rolul de a-l păstra. Pe când interpretul, cântăreț, interpretul de folclor care părăsește satul, are alt rol, are rolul de a îmbunătăți cântecul, de a-l lua, de a-l prelua de la bătrâni, al trece prin filtrul inimii sale, al șlefui și să-l dea publicului într-o formă finită, în așa fel încât publicul să poată să-l simtă așa cum își dorește. Acesta este și rolul nostru, rolul meu. Am trecut prea repede. Au trecut ani, am mers în concursuri, mă pregăteam foarte bine pentru un concurs de... Nu, te duci așa, mă duc, hai să cânt și eu pe scenă, nu. Era un concurs și prima dată am fost sfătuit de bunica mea, Dumnezeu să odinească, spunea așa, mumă, prima dată trebuie să înveți să pierzi, ca apoi să câștigi. Dar trebuie să înveți să pierzi. N-ai luat anul ăsta, lasă că iei la anul, lasă că iei la anul. Te pregătești și ei, nu trebuie să disperi. Că poate a fost altul mai bun decât tine. Și iată că a trecut timpul și ani și ani de tatonări, ani și ani de muncă, de culegeri. În perioada aceasta am avut norocul să întâlnesc oameni mari, etnomuzicologi, folcloriști. Aș da exemplu aici, marele Gruia Stoia, Ludovic Paceag, Alexandru Amzulescu, Dumitru Destancu, Emilia Comișel, oameni de care atunci când te apropiai, ți-era frică. Ți-era frică să te apropii. Marele folclorist, profesor, doctor Gheorghe Oprea, care a plecat de curând dintre noi, din lumea cu dor, în lumea fără dor. Și n-aș vrea să uit pe Steluța Popa, la fel, care mi-a spus de fiecare dată, îți place să cânți și faci bine. Acești oameni au fost cei care și-au pus amprenta asupra modelării mele spre cântecul popular. Iar după aceea au urmat marii realizatori de emisiuni, Marioara Mărărescu, doamna Elize Stan, doamna Florentina Sadmari, am colaborat cu Ion Filip, cu Cristina Ștruțeanu de la Tradiții, Petrica Rusu, prietenul meu, chiar am filmat o noapte întreagă în decembrie
în zona de nord a Mehedințului. Apoi am ascultat cu sfințenie tot ceea ce îmi spuneau acești minunați oameni. Nu mi-am ieșit din pătrățica mea. Am făcut un pic de rabat de la calitate, dar un fel de repertoriu de petrecere. Și dacă am stat bine și m-am gândit și am studiat până în final ceea ce am cântat eu în delednicirile oamenilor de la țară, cazanul, prunele, cănuța, sunt, le-aș cataloga și le-aș introduce la cântecul bahic al nostru, cântecul omului de rând. Acestea sunt îndeletnicirile noastre de zi cu zi. Atunci când faci cu cazanul, toată lumea, toamna, își pregătește pentru cămară. Și de ce să nu pui într-un cântec bucuria oamenilor? Apoi am mers în zonă și chiar de multe ori mergeam la mormântări și chiar ascultam acele bocete cântate de cei care duceau pe ultimul drum pe cel trecut în eternitate. Nu cânta oricine la mormântare, adică se bocea, se cânta după el. Se cânta cine avea voce și cine știa ce să spună. Și atunci am în repertoriul meu cântecul bradului, preluat de la aceste ritualuri, și celebra horă de pomană pe care a filmat-o Marioara Mărărescu în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric. Mai țineți minte când ați câștigat primii bani din muzică? Da, mi-amintesc. Primii bani i-am câștigat în 1969, aveam 9 ani, când s-a căsătorit sora mea și când am făcut masa. Se punea masa ziua atunci, la ora 12, 1 se aranja masa. Și atunci m-au pus să cânt. Eu cântam frumos și am cântat cu lăutarii. Și mi-amintesc că am primit de la Nașul 25 de lei, era hârtia aia cu Tudor Vladimirescu, când am văzut căciula lui Tudor Vladimirescu, așa de încântat am fost. Apoi m-am primit de la moașa 50 de lei și am făcut bani, în orice caz. Am mai făcut bani. Mai ce ați făcut bani? Da. Nunta a fost toamna și nu începuse școala. Și mi-am cumpărat rechizite școlare. Mi-am cumpărat ghiozdan. Da, mi-am cumpărat. Îmi plăcea foarte mult să desenez. Și eram nebunit după caietele acelea de desen. Deci caiete, nu blocurile alea care au apărut după aceea. Și desenam, făceam tot felul de... îmi imaginam. Îmi plăcea mult peisajul de munte. Desenam foarte des muntele, dar văzut din diferite unghiuri. Unde mă așezam. Da. Cea mai mare bucurie din viața lui Petrică Năsustea? Cea mai mare bucurie, sincer vreau să vă spun, în momentul când am fost invitat în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric. Pentru că în emisiunea aceasta, la Marioara Mărărescu, nu intra oricine. Acolo intrai dacă aveai ceva de spus. Nu aveai ce căuta pe acolo. Nu. Pentru că nu era. Și atunci dumneai a venit în zonă după 89 și aduna material pentru teza de doctorat și a venit în zonă și aveam un primar tânăr și eu eram acasă, eram cu tata, eram la coasă printr-o livadă de pruni, coseam pe acolo. Și cum era telefoanele, că noi am avut telefoane fixe de pe vremea vechiului regim, acolo în vârf de munte, pentru că
era cineva de la noi din sat, ministrul telecomunicațiilor atunci, și a vrut să vorbească cu mama lui la telefon și n-a putut să vorbească noaptea. Și atunci a dat ordin și au dus o centrală și a pus telefoane în tot satul. Eram singurii acolo în vârf de munte. Și a sunat telefonul și m-am fugit, m-am aruncat coasa, m-am dus și centralista zice: Petrică, te caută Marion Rămărescu. Eu am căzut, zic, domnica, tu glumești? Zic, nu glumesc, e aici, la primărie, și uite. Și am aruncat coasa și am fugit în sat. M-a spălat pe mâini, repede m-am dus așa cum eram. Am ajuns acolo, era cu trei lăutari, cu unul cu basul, avea cu acordeonul și Nea Teodor Bălăceanu, un violonist al nostru renumit, a plecat anul trecut dintre noi. Un om care a lăsat multe lucruri frumoase de la care am preluat toți cântăreții. Și m-a ascultat. Zice, ce cânt? S-a uitat la mine, m-a măsurat așa, zice, ce cânt? O doină. Și am cântat o doină. Atunci mi-am pus în gând, aveam 33 de ani, mi-am pus în gând, zic, acum ori niciodată. Deci dacă pierd acest tren, nu-l mai mă pot urca, alerg după el degeaba. Atunci am cântat și zice, joi vii la București. Imaginați-vă, asta era marți, deci eu n-am mai dormit liniștit, nu știam cum să mă aranjez, vii la București. Și tocmai atunci s-a întâmplat cu grevele, cu era, se mișca totul în țară. Și n-au mers, și am mers pe jos 20 de kilometri ca să ajung la, în primul oraș, în Baia de Arama. Și cu ocazii și am ajuns la București. Și în București, în televiziune, m-a așteptat. Și n-aveam bandă înregistrată și a chemat repede, a făcut un taraf așa ad hoc, l-a dus pe maestru Petrică Pană, violonistul, și îl salut pe această cale și îi mulțumesc. Și am imprimat acea doină frumoasă în priză directă. Mi-a făcut Iolanda Miricioiu, regizorul de pe vremea aceea, un film atât de frumos. Și m-a prezentat, a spus, Petrică Stoian Mățu, veți mai auzi de acest nume. Și iată că am stat cu minte, mi-am respectat oamenii, m-am respectat. Și nu am ieșit din pătrățica mea, cum spuneam. Am primit sfaturile de la ei, de la realizatori. Niciodată n-am spus nu. Am spus exact așa. Dacă stai, te îmbraci așa, așa mă îmbrăcam. Pentru că ei știau ce au de lucrat cu mine. Și iată că seriozitatea, repertoriul plăcut, timpul m-a adus aici. Aceasta este calea succesului meu. Ce regret aveți? Dacă aș fi să iau de la capăt, tot asta aș face, pentru că eu mi-am dorit de mic să fac asta, deși am făcut și alte școli. Am terminat un liceu industrial, am o facultate de drept făcută la Universitatea din Craiova, la zi. Am și facultatea de muzică în cadrul Facultății de litere din Craiova, am profesori mari, Sandu Eugen Petre și Elmira, profesori buni, nu. Asta am făcut-o pentru mine și pentru a mă perfecționa în auz, a ști să iei un acord pe pian, a ști să descifrezi o partitură mică. Asta e. Asta muzical, dar personal? Personal, nu am nicio dezamăgire. Sunt mulțumit pentru că sunt sănătos. Îmi pare rău că nu mai am pe mama. Eu am iubit-o foarte mult pe mama. Și acum când merg acasă, acolo, parcă e rupt tot. Deși bateriile mi se încarcă, seva de acolo mă trag. Pentru publicul larg, de acolo mi-aduc ceea ce trebuie să-i dau publicului. Acesta este regretul, că îmbătrânesc,
Îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog să mă țină, să mă mătrânească frumos și să nu-mi ia mințile. Asta e cel mai frumos. Ce înseamnă muzica pentru Petrică Mățuscăianu? Este o întrebare la care... Este universul, universul meu. Cântecele mele sunt copiii mei. Îi respect, îi iubesc, îi împrumut și altora pentru o săptămână, două și îi aduc înapoi. Și publicul? Publicul, Maria sa, publicul este cel care m-a așezat acolo unde a considerat că merit. Și publicul meu este respectat de mine, de către mine. Atâta timp cât îl respecti, dacă sunt 5 oameni într-o sală de spectacol, te îmbraci în costumul popular, ți-ai prezentat recitalul care îl ai și ai plecat. Ai rămas, ai făcut poze cu oamenii, i-ai salutat, i-ai zâmbit, nu trebuie să jignești omul, pentru că omul plătește bilet să te vadă. Tu ești grăbit. Publicul nu trebuie să știe ce e în sufletul tău. Publicul trebuie să ia de la tine cântecul. Încă ceva. Nu trebuie să ia viața particulară a ta. Publicul doar cântecul trebuie să-l ia de la tine. Iar eu, sincer vă spun, nu mi-am cântat viața personală pentru că nu interesează pe nimeni. Am cântat viața seminilor mei, cu trăirile lor, cu tristețile lor, cu bucuriile lor și cu toate îndelenicile lor. Ați acceptat și suntem onorați că vă aflați într-un juriu al unui concurs de tinere, talente, copii. Cred că e o responsabilitate sau, mă rog, e o povară. Ce le transmiteți? Sau ce v-a venit în minte când v-am făcut această propunere? Este un fel de dulce povară, că este o meserie pe care o faci cu drag. Când am primit propunerea, am zis, zic, vreau să văd și vreau să prezentăm așa pe mai departe tinerii noștri. Trebuie să învețe de la cineva. Și dacă l-ai criticat, el trebuie să o ia de bună. Nu trebuie să se supere. Sau părinții să spună, uite domne, că nu l-a vrut ăla, că e necaz, care... Nu! Eu am fost omul corect de fiecare dată. Nu am spus nimănui vreodată că e bun artist, că m-a sunat foarte multă lume. Copilul meu cântă, zic, dă-mi-l să ia să-l văd. Și l-am pus să cânte. Cântă aia, zic, lasă-l să-și facă școala, să-și facă copilăria și nu-l mai forța să cânte, că n-are ritm, n-are auz, n-are nimic, n-ai cum să-l înveți. Dacă nu e dat de sus de la Dumnezeu. Că nu, toate păsările cântă. Toate păsările cântă. Dar una cântă mai frumos ca alta. Ați văzut, ascultați ciocârlia privighetoare. Și cioara cântă, are cânte cu ei. Are cânte cu ei. Și corbul are cântecul lui care prevestește întotdeauna moartea. Cântatul corbului prevestește moartea. N-ați văzut, el șade numai prin locuri pustii, stă în pomi în care nu au creci, pomi uscați. Da, asta spuneam, că am primit cu drag să jurizez. Sper să nu se supere copiii, au timp. Un cântăreț să apară în fața publicului trebuie să apară exact pe la 22-23 până la 25 de ani. Atunci ești stabil, știi ce vrei, știi să interpretezi, simți ceea ce vrei. Iar vocea ta este tot timpul în schimbare până la 40 de ani. La 40 de ani s-a așezat, 40-42 s-a așezat și nu se mai deplasează nimeni. Până atunci îți joacă feste. Asta este. Și atunci spuneam și să vedem copiii cum îți...
spunea bunica dumneavoastră, poate învățați că e foarte important să știi să pierzi. Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu, acum, ca să poți să câștigi, tu trebuie să fii foarte bine pregătit, să vii din zona pe care o reprezinți cu cinste, să vii îmbrăcat în costumul popular cu cinste, să vii costumul popular să stea pe tine ca pe manichin, să știi să porți costumul popular, să știi să interpretezi cântecul din zona ta și graiul tău de acolo de unde vii. Și atunci totul va fi pentru tine bine. Dar dacă tu nu știi de unde vii și n-ai identitate, n-ai, trebuie să ai un buletin. Eu sunt de aici. Tu pedalezi, cânt de undeva, cânt de unde vine, că mie îmi place. Nu. Asta trebuie eliminat. Și părinții lor trebuie să-și dea seama de acest lucru, să țină cont de ceea ce spun eu și în mod special profesorii. Profesorii sunt cei care aleg, profesorii sunt și care sunt de vină în multe cazuri și profesorii sunt cei care îl canalizează pe copil spre adevăr. Un mesaj pentru concurenți, că în curând o să fiți acolo în fața lor, la masa juraților. Păi le urez din suflet ca atunci când intră în scenă să fie așa, să spună eu am venit, să-și spună lui, eu am venit să vă arăt ce știu și ceea ce pot, trebuie să câștig. Și atunci emoția se dă la o parte. Cânți frumos, îți prezinți tot ceea ce știi tu mai frumos. Nu-mi plac cântăreții care țopăie pe scenă, care joacă. Nu-mi plac. Deci nu-mi plac. Prima dată cântecul, apoi jocul. Jocul îl faci când te duci, când te angajezi la un ansamblu profesionist ca dansator. Tu ești cântăreț, nu ești dansator. Și cu asta cred că m-am înțeles ce vreau să spun. Dragi copii, voi sunteți zestrea românilor. Să știți că voi sunteți viitorul. Voi sunteți vocea românilor și zestrea românilor. Trebuie să știți cum să faceți să dăinuiască.